Du-te, du-te. A venit momentul să urcăm pe ferry. Bună dimineața, dragii mei. Bună dimineața, Andreea. Bună dimineața. Mergem în Halong astăzi și după aia în Katba, dar astăzi cred că vom nopta în Halong. 3 ore și jumătate de condus. Am uitat să dăm cheia la hotel și noi am plecat. Ne-am oprit la un restaurant lângă și am rămas cu cheia în buzunar. Să ne întoarcem să lăsăm cheia mai întâi. Și după aia dăm spre Halong. 2:10, 2:10, CM Records. În esență, pe planeta Marte, suntem aici și noi. Andreea leagă sforile, trage sforile. Femeia la casa omului e bună. Bun, mergem pe... Stai ușor, iubită, nu te avânta așa tare. Mergem pe contrasens un pic, că e o regulă în Vietnam. Dacă ai treabă un pic așa mai încolo, gen câțiva kilometri, poți să mergi pe contrasens. Nu știu dacă e în lege scrisă treaba asta, în legea în care nu există nicio lege. Da, mergem pe contrasens ca să lăsăm cheia la hotel aici imediat. Bye, bye! Dacă vietnamezii merg pe contrasens, mergem și noi. Aplicăm regula de bază a mersului prin Vietnam. Unde e hotelul ăsta? Uite, ăsta cu albastru e. Nici nu și-au dat seama că le lipsește cheia. O zi frumoasă de duminică astăzi. Ne-am pornit la drum spre Halong Bay. Orașul este liber. Suntem în Ninh Binh în momentul de față. Și destul de liber, aș putea spune. Este ora 12:51 de minute. Ajungem la 4:15 dacă nu facem nicio oprire, lucru care nu se va întâmpla, pentru că ne vom opri cu siguranță. Ce nu-mi place e faptul că am zis să nu mai dăm bani pe un sistem de comunicare între noi și noi nu ne auzim, adică noi nu vorbim tot drumul, eu cu Andreea. Vorbim doar atunci când oprim sau mai îmi face semne să mă uit la ceva sau eu să-i fac semne să se uite la ceva. Hai, ce face asta? Uite aici. Și da, era destul de scump un sistem de asta de comunicare între noi, gen câteva sute de dolari, unul decent. Și am zis că am băgat destul de mulți bani și pe motor, și pe tot, și pe echipament. Putem să stăm și noi câteva zile fără să comunicăm, câteva ore pe zi, de fapt. Deci drumul e de ceva timp e doar așa. Niciun peisaj, doar sate și orășele din astea prăfuite, foarte multe camioane, trafic infernal, mulți oameni care nu știu să conducă. Și cumva e o provocare să te ferești de ei din minut în minut, din secundă în secundă. Ați văzut și voi până acum toată seria, cum ies oamenii prin intersecții, cum se bagă. Nu s-a schimbat nimic nici în nord. Singura diferență e că vremea e așa poluată, nu știu dacă poluată e cuvântul potrivit. E urât tare afară. Deși e soare, cerul este alb. E și cald, e și poluat. Praf mult. Nu e o plăcere. Drumul până aici și probabil până în Halong Bay va fi nașpa. Ia uite și poliția aici. Ia să vedem, sunt fericitul posesor al unei opriri sau nu? De obicei până acum au oprit doar camioane, dar până acum au oprit scutere. Din ăștia care chestii pe scutere. Am scăpat și de data asta. Nici o oprire din partea poliției. Oricum avem niște bani pregătiți. Am și permisul de conducere internațional și cel din Marea Britanie. UA1 trebuie să fie în regulă. Dar am și niște bani așa pregătiți în cazul în care găsește el lucruri care nu sunt în regulă. Gen ca șpagă, vreo 10 dolari puși deoparte. Stați, doamna, acolo unde te duce așa de dată. Ia la ăsta din față.
ce faci, frate, pe sensul opus? Tu trebuie să mergi pe partea aia. Bravo, mă, bravo, așa se conduce în Vietnam. Am ajuns în Haiphong. Haiphong este al treilea cel mai mare oraș din Vietnam după Saigon și după Hanoi. Saigon, dacă nu mă înșel, pe primul loc și ca număr de populație și ca mărime. Saigon are undeva la 10 milioane de locuitori și Hanoi nu știu exact, Haiphong n-am nici cea mai vagă idee, dar orașul ăsta Haiphong nu mi se pare nimic extraordinar. Mi se pare un sat mai mare, cel puțin din ce am văzut până acum și pe unde ne-a luat pe noi Waze-ul. N-am dat centrul orașului sau zone mai turistice, dar nu prea ce să faci pe aici. I'm ok, thank you. Am luat o mică pauză, mai avem jumătate de oră sau 40 de minute până în ăsta, cum îi zice, Halong City. Uite, domnul ăsta vinde zarzavat. Bun, încercăm să vedem dacă putem să ajungem în Katba în seara asta, dar ca să ajungem în Katba, fiind o insulă, trebuie să trecem cu un feribot și o să ajungem la zona aia de unde se ia feribotul la ora 5-3 minute. Faza e când pe internet, pe un site pe care l-am găsit noi, este până la 4, feribotul, ultimul e la 4. Și acum, nu știu dacă site-ul ăla e actualizat, dacă e cel real, mergem acolo, direct la feri, și vedem dacă putem să ajungem în Katba în seara asta, pentru că în Halong City, în orașul Halong, nu prea avem nimic de făcut. Și vrem să ajungem direct în Katba și de acolo să facem turul pe Halong Bay. Hey, uite că începem să vedem și acești munți, lucru care face ca acest Halong Bay să fie spectaculos în Vietnam. Sunt aceste formațiuni muntoase care se află în mare. Începem să-i vedem. Mai avem acum 20 de minute până la portul de unde plecăm spre Katba. Bate un vânt super, super tare pe aici. Ia să vedem cum ajungem noi la feribot acum. Am voie pe aici cu scuterul? Am voie că mai văd unul și nu scrie că e interzis. Op. Wow, ce mișto. Practic acum trec pe un pod care ajunge pe o altă insulă și de pe insula asta cumva aș putea să iau feribot care duce spre Katba. Interesant. Ne învârtim ca nebunii să găsim locul de unde pleacă feribotul. N-am nici cea mai vagă idee. Pe Maps, pe Waze ăsta mi-arată total altceva. Și unde? Față încolo. Pana mea, nu știu, aici sunt autobuze. Ce să zic? Ia uitați ce statuie mișto. Biciclete, n-ai voie cu claxoane, dar bănuiesc că în față, acolo. De fapt, uite, aici sunt niște feriuri care pleacă. Și poate că și în față, acolo. Acolo. Mamă, păi trebuie să întorc. Hai până în capăt să vedem ce e în capăt. Poate e un fel de alt feri în capăt acolo. Văd că mai sunt. Ia să vedem ce se întâmplă în capăt acolo. Oricum, mai departe de aici nu pot să merg. Uite, Katba feri. Aici scrie Paradise Cruise Ferry Station. Da, acolo scrie Katba Ferry. Vedem dacă cumpărăm și biletul tot de aici. Ok, am ajuns. Ia să vedem. Putem să cumpărăm bilete de aici, de undeva? Ferry Katba, ia! Ah, deci până la 4. So, tomorrow. Mamă, nu e astăzi, frate. Dar e 300.000 motorbike cartul. Ah, nu, 80.000 e pentru rider with motorbike. $3 și un pic. Deci, din păcate, nu putem să luăm în seara asta, așa că trebuie să înoptăm în Halong City.
Am parcat aici pentru că vrem să vedem și vrem să vă împărtășim și vouă acest peisaj frumos din Halong. Ia să scap telefonul. Nu știu, boss, dar Halong Bay arată însorit. Oare putem să zburăm cu avionul ăsta? Să punem motorul în avion și să zburăm cu el? Dacă ne-ar permite bugetul, ar fi fost interesantă experiența. De aici până peste mare, acolo. Motociclista din umbră! Andreea nu-și dă niciodată casca jos. Cu ochelarii de soare, cu casca în cap, nu? Bate soarele, nu. Puteai să te întorci cu spate. Așa, să vă fac un mic tur al camerei. Este un hostel. Bună, Evita! Te-am luat prin surprindere, nu? Chiar m-ai luat prin surprindere, dar nu știu cum te găsești tu. Ia uitați, moțata mea se moțăiește. Ok, bun, asta este camera. Am dat $8 pe noapte și se află într-un hostel. Singura chestie e că n-are parcare în interior și dacă vine ploaia ne udăm motorul. Mare grijă, nu e? O să ne punem și ăsta la roată. Da, $8 pe noapte cu mic dejun inclus. Scrie aici să nu fumăm. $20 amenda pentru o singură țigară. Asta este hostelul unde stăm. Băieții aia joacă biliard de acolo. Putem să punem ăsta la roată. La pun cu noi. Hai că vreau să filmez. Să pun ăsta la motocicletă. Că am lăsat-o aici. Doamna a zis că le leagă între ele noaptea, știți? Dar ați văzut vlogul în care mi-a căzut cheia din contact, da? La mine se deschide cu orice cheie. Hai să vă și arăt. Să vă fac o demonstrație de forță aici. Puteți vă acum capul ăsta aici. Asta nu încape. Dar pui mei, orice ar încăpea aici, o să deschid motorul cu ea. Ia uitați. Nici măcar nu l-am băgat până la capăt. Ceea ce nu e ok. Sper să nu veniți după mine să-mi furați motorul. Oricum, vlogurile sunt în urmă, deci nu o să mă găsiți. Bună dimineața, dragilor! Mergem astăzi să facem service. Service la motor. Asta înseamnă schimbat de ulei. Da, e aproape aici un service care repară scutere. Sper să repare și motoare și să facă și service la motoare. Am făcut, cred că, aproape 1900 și ceva de kilometri de când am făcut ultimul service, de când am schimbat ultima dată uleiul. Și ar fi cazul. Să verific și presiunea la roți, cred. De la altă îl pune. Ce zici? Ți arată bine sau arată rău? Eu zic că arată rău, nu? Am zis să-mi cureți puțin lanțul și văd că el mi-l strânge. Ce ți-e și cu mecanici ăștia? Ăsta mi-a strâns lanțul mai tare. A zis că e ok așa, ăla mi l-a lărgit. Pui mei, eu nu mai înțeleg nimic. Din ce am văzut pe internet, e un test cu o șurbență, bagi o șurbență acolo și vezi cumva să un cale ce să vină perpendicular cu chestia asta, dar nu știu dacă încape șurbelnița aici la mine. Oare încăpea? Habar n-am. Nici nu știu care e diferența dacă lanțul este strâns sau dacă lanțul nu este strâns. Și mai grav, s-a dus Andrei acum să cumpere bilete. 140.000, care înseamnă aproape $7, tot noi și motocicletă. Faza e că e 9:25, iar următorul feribot este de la ora 12. 2 ore și jumătate de așteptat. Da, na, măcar e soare afară, nu plouă, e frumos, ne oprim, bem o cafeluță, ceva. A doua cafeluță pe ziua de astăzi. Dacă veniți vreodată în Vietnam, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le încercați neapărat. Una dintre ele este cafea cu ou. Iar una dintre ele este cafea cu sare și cafea cu cocos. Nu vă imaginați că cafeaua cu sare este cafea și sare și atât. Nu, este o spumă de albuș, de ou, cu niște sare. Are gust de caramel sărat. Este extraordinară. Bine, pe asta n-am gustat-o, dar am băut în alte părți. Iar cafeaua cu ou, la fel. Nu vă imaginați că vă dă drumul la un ou și se prăjește în cafea. Nu. Este cafea cu spumă de gălbenuș, cu esență de rom, e o combinație acolo, zici că e tiramisu la gust.
o să vin și tu pe spate imediat, că avem bileta. Du-te, du-te! A venit momentul să urcăm pe ferry! Urcăm pe barcă, în premieră mergem pe o insulă. Țestoasa noastră merge pe insulă. Vă imaginați, numele motorului este Țestoasa, pentru că este foarte lentă. Duc pe Țestoasa pe insulă, da! Ducem Țestoasa pe insulă! Să ne plimbăm pe insulă! Tare, n-am urcat niciodată pe bac cu un motor. Asta este pentru prima dată. Nu știu unde să-l parchez. Cred că pe aici, pe undeva, nu? S-a dus Țestoasa direct pe ferii. I-au rămas pe jos. Pam, pam, pam. Am adus Țestoasa pe bac. Să băgăm în neutru. Scătem cheia din contact. Ce frumos este aici. Ai parcat Țestoasa? Am parcat Țestoasa! Țestoasa Ninja! Aceasta este Țestoasa care pleacă pe insulă. Nebuna! Vrea să nuate! Mai știți că în tren se vindeau chestii? Ia uitați și aici, frate, pe parcă. Doamna asta vinde înghețată, bere, chipsuri. Avem de condus, pentru că nu știu cum am făcut noi, dar am luat un feribot care ne lăsa pe cealaltă parte a insulei. Cel mai probabil mai există un feribot care te lasă pe partea aia, nu știu, am greșit. Sau aici este, habar n-am. 30 de minute de condus dintr-un capăt în altul al insulei. O să fie o experiență, cred că mișto și condusul ăsta pe insulă. N-are ce să fie rău, tot răul spre bine. Am ajuns! Nu mai am răbdare. Vreau să ajung să mănânc. Mi este extraordinar de foame. Și nu glumesc. Deci am mâncat un mic dejun. Este foarte, 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 foarte foame. Să aștept și pe Andreea, că ea a zis să urc dealul fără ea. Tupeu de femeie. Ce să zic? Uite, aici te agață ăștia cu taxi, cu autobuze, minivanuri de astea, de fapt, nu autobuze, că autobuze nu sunt pe insula asta. Și te duc în cealaltă parte a insulei. Hello, senior! Hello, seniorita! Hai, urcă! Frumoase drumuri, chiar foarte bine îngrijite drumurile astea, fără gropi. Există o mică porțiune în spate care e un pic mai așa, mai cu gropițe, neasfaltată bine. Dar uitați ce minunăție în față, suntem în catba, frumos, tare de condus pe aici, extraordinar. Și aglomerată e partea asta a insulei, unde se află, practic, zona turistică și orașul în sine de pe insulă. Foarte aglomerată. Nici nu mai știu, am fost acum 7-8 ani aici, nu prea mai țin minte nimic. Cred că se fac 8 ani de când am fost aici. Nu mai țin minte mare lucru. Dar, pui mei, pare destul de... Ce face asta? Și asta este camera de 7, ceva dolari pe noapte. Șmecherie. Avem și priveliște, vedem motocicleta. Ia uitați acolo. Bun, ne-am scos deja niște haine. Da, frumos. Chiar frumos. Are așa un vibe de grădină, de ca acasă, de cozy. Cozy e cuvântul potrivit. Ia să vedem dacă avem ceva în minibar. Bă, există, mă, Pepsi, apă,
Și atât. Asta este Cadba pe faleză. Acolo este marea, aici este Andreea. Și noi căutăm să mâncăm ceva. Mamă, n-am mai fost de 7 ani sau 8 ani, nu știu cât au trecut de când am fost aici. Am o salată, $4. Bună dimineața, dragilor! Suntem în Cadba astăzi. Ne-am decis să nu facem Halong Bay Tour-ul. Ne-am decis să mergem într-un parc național. Mi se pare că Halong Bay Tour-ul este un pic, cum să zic așa, cu cuvintele mele. Am văzut deja Halong Bay-ul, eu personal, acum 8 ani. Și acum când am venit cu feribotul, practic treci prin zona aia de Halong Bay și vezi cam tot ceea ce are de oferit Halong Bay-ul. Și cumva am zis, băi, ce putem să vedem mai mult? Ce oferă Halong Bay mai mult, într-adevăr, este o plajă, o insulă, să faci niște snorkel, să te arunci în apă, ori să îți iei opțiunea aia cu dormitul pe barcă, care e mult prea scumpă pentru noi și nu optăm să dormim pe barcă. Și în vremea nu ne ajută nici să facem plajă, nici să facem baie, nici să facem snorkel. Și cumva trei dintre opțiunile alea sunt cam degeaba așa și le plătim, dar nu le folosim. Și am zis să hai să facem altceva, ce putem să facem în Cadba? National Park. Mai este un hospital cave la care vom merge și la astăzi. Și am luat motocicleta, am ieșit așa la o mică plimbărică, ne ducem înapoi spre zona pe care voi ați văzut-o deja cu câteva minute înainte, spre zona de unde ne-a lăsat feribotul. Doar că ne oprim undeva pe la jumătate, că acolo este intrarea la Parcul Național. Parcul Național este foarte mare aici, nu o să putem să facem noi trekking pe tot parcul astăzi, dar măcar așa, un pic la intrare, vedem dacă găsim niște maimuțe, dacă nu găsim niște maimuțe, ne plimbăm pe acolo un pic. Nu ne-am mai luat echipamentul pe noi astăzi, știu că este o greșeală, dar dacă facem trekkingul ăsta, indiferent cât de scurt va fi el, nu avem unde să ne lăsăm echipamentul. Ne-am luat geanta, dar în geanta aia de agățat de motor o să ne lăsăm căștile, ca să nu mergem cu ele prin jungla asta de nebuni. E cald. Dragilor, am ajuns în Parcul Național din Cadba și o băgăm și pe Andreea în vlog, pentru că noi nu avem un sistem de comunicare în căști între noi și este liniște din totală. Din acest motiv nu mă auziți pe mine prea des când mergem cu motorul, pentru că nu putem comunica între noi și... Nu ne auzim, vorbim unul peste altul. Bucurie pe capul meu. Da. Are o pauză. Andreea, fă vlog astăzi. Este rândul tău să faci vlog. Am venit în acest parc național și vom vedea maimuțe negre cu capul portocaliu. Da, sunt niște maimuțe diferite, lăsând gluma la o parte. Traseul, din câte am înțeles, durează o oră și jumătate și sperăm să vedem și maimuțe, dar să nu fie agresive, că dacă sunt agresive... Ce? Dacă sunt agresive, ce? Ce se întâmplă? Va fi... Da, avem trusa în permanență, anti-agresivitate. Trusa de prim ajutor în permanență cu noi. Da, dacă te muști cu o maimuță, faci rabie. Trusa de prim ajutor e degeaba. Te ajută până ajungi la spital. Da, pe insula la spital, la Hospital Cave chiar. Așa se merge pe munte, Andreea. Da. Cu bocanci de club. Nu am altceva la mine, n-am Adidas și n-am nimic. Cât mai țin ghetele astea, le port. Cât după... Nu le mai port. Nu le mai port, le arunc. Bun, așa arată începutul de traseu. Trebuie să mergem de nebuni până ajungem la maimuțe. Dacă ajungem la maimuțe, dacă nu ajungem la maimuțe, ne întoarcem fără să fi văzut maimuțele, dar măcar ne bucurăm de natură, ne bucurăm de mersul pe jos și ne bucurăm de vremea asta frumoasă din Cadba. Pentru că Daily Sugar se aduce soarele oriunde ar fi. Ce pe aventura în adevăratul sens al cuvântului. Aici așa. Ia uite ce băianjan! The trail is narrow, slopes are winding, so do not romp or run. Mamă, zici că e intrare într-un film de groază aici. Unde urcăm, frate? Ai obosit, da? Tu m-ai adus aici, tu ai vrut Parcul Național, să vedem maimuțe. Suntem într-o adevărată junglă.
Dacă nu ar fi fost scările astea, ar fi fost junglă complet neexplorată. Ce păți fetițe, că mă sperii? Gânganii pe aici, muște, blilieci, eu știu. Da, mă întreb dacă sunt șerpi pe aici. Ar fi interesant să vedem reacția Andrei când vede un șarpe. Vai! Adică, semi-infart. Frumușel pe aici, n-am ce să zic. Mai dăm un pic din burtica de bere jos, adunată de-a lungul călătoriilor noastre. Cel puțin la mine, că Andrei nu prea bea bere. Dar vedeți diferența, când bei bere ești mai activ. Dacă nu beți așa, ajungeți. Bun, am ajuns și la primul obiectiv de pe acest traseu. O piatră pe care scrie din Kim Jiao. Ce e asta? Pare ca o păsărică. Nu? Dacă aveți imaginație bogată, asta pare ca o păsărică. Peștera Muierii. Nu știu dacă am luat-o bine. Am ajuns într-o zonă destul de îngustă. Și deși pare o cărare pe aici, eu nu am luat-o bine. Tu zici că n-am luat-o bine, nu? Nu. Păi ce facem? Ne-am rătăcit. Ne-am rătăcit în junglă. Curg apele pe mine. Nu? Te mai plânge. Ne întoarcem că ne-am rătăcit. Ne întoarcem la pietrolul ăla. Back to the trail, am găsit ăsta, semnul, încolo, 700 de metri. 700 de metri? Wow! Avem ceva de mers și trebuie să ne și întoarcem. Mama țestoasei? Ce face mama țestoasei? Încerc să urc. Bun, aproape de vârf. Așa arată peisajul, insula Katba. Mai mare decât credeam. Uhu! Yay! Poți să mă odihnesc acum? Te rog, ia o pauză. Rezultatul transpirației este acest peisaj. Pentru câteva minute am crezut că am ajuns în vârf. De fapt, vârful este cel de acolo. Mai avem de urcat puțin. Încă puțin și ajungem sus, sus pe munte. Că doar pentru asta am venit aici, să ajungem sus pe munte. Nu știam că o să fie traseul atât de, mă rog, atât de mult de urcat, că nu e dificil neapărat. Trebuie să urci pe pietre din astea, așa. Dar, na. Mai făcut și noi puțin efort și la întoarcere va fi mult mai ușor pentru că va fi de coborât. Acum, totdeauna, urcarea este mai grea. Ah, nu e aici vârf, am crezut că am ajuns pe vârf, dar mai avem un pic. We did it! Am reușit! Ce-ai făcut pisica? Ai rămas acolo blocată? Mi-a dat cu eroare. Ce roșie ești la față. Da. Păi am lucrat ca să ajung până aici, în vârf de tot. Bravo, bravo, te menții? Cel mai înalt punct de pe insulă. Aceasta este priveliștea de pe vârful muntelui. Acolo eram noi la viewpoint-ul ăla. Frumos. E o insulă așa de poveste, zici că e ruptă dintr-un joc, gen Uncharted 4. Mergem mai departe, mai departe, trecem prin junglă și de toate. O să mergem aici, unde e pancarda asta. Turismul de pe lume aici. Suntem în vârful muntelui. A? Șmecherie. Priveliștea asta este șmecherie, șmecherie. Ce-mi place foarte tare că nu bate vântul. De obicei, în zonele astea, te sparge vântul. Mai ales pe insule. Este liniște totală. Abia adie un pic vântul. Iubita mea este roșie ca aracul.
Deci este fabulos, de nedescris în cuvinte, cum se văd crestele. Ceea ce îmi place mie să fac, imediat după ce ajung în vârful unui munte, mă relaxez, fac poze, mă bucur de peisaj, îmi place să merg înapoi pe mod alert, la modul super rapid jos, pentru că este exact același traseu pe unde am venit, trebuie să și, mamă, ce era să-mi rup gâtul, pe unde am venit trebuie să și coborăm. Și dau acum mod alert, pentru că am rămas fără apă și nu e ok dacă am rămas fără apă, deja mor de sete, abia aștept să bag o pizza și o bere sau două beri, dar pizza sigur. Pizza brother! Pizza brother! Wow. Pizza astăzi este pizza day. Azi e pizza S-a day. Votat. Wow. Mâncăm pizza mare în două persoane și cred că mâncăm, nu știu, 4 formaggi. Pizza noastră preferată? Da, pizza noastră preferată, 4 formaggi. Sunt dezamăgită că n-am văzut nicio maimuță. Exact asta vreau să zic și eu acum. Faptul că n-am văzut nimic. În afară de peisajele frumoase, natura uimitoare, n-am văzut absolut nimic. La modul că mă așteptam să vedem o maimuță, un șarpe, ceva. Am văzut niște paianjeni extraordinar de mari și o pârlă, și o pârlă interesantă și atât. Dar se spune că aici, pe această insulă, sunt niște maimuțe deosebite, o rasă de maimuță rară, cu blănița neagră și cu capul portocaliu. Și mi-ar fi plăcut tare mult să le văd, dar n-am avut noroc. Este destul de aglomerat pe traseul ăsta și probabil că s-au ascuns pe undeva. Da, ăsta e și motivul pentru care am venit pe traseul ăsta, să vedem maimuțe. Mai mult Andreea, că eu nu sunt fan maimuțe. Îmi plac foarte mult, dar să le văd așa, de la depărtare. Spuneți-mi și voi, ce sunetele astea, cine le face? Bănuiesc că niște greieri, că ne-am gândit la păsări prima oară, dar nu văd nicio pasăre. Și se opresc și apoi continuă alte grupuri din astea de insecte, ce-o fi ele. Și se aude așa ca într-un ecou, dar nu e ecou aici în junglă. Am ajuns aici la un guest house. Aici se termină practic traseul. O apă cu hidroliți, din ăștia sau cum se numesc, și o apă normală. Traseul a fost făcut. Misiune îndeplinită. Yay! În echipa Daily Sugars astăzi. Am ajuns pe vârful muntelui. Dacă nu mă înșel, este cel mai înalt punct pe care se poate urca de aici, din insula Cat Ba, Vietnam. Și ca să ajungi pe acest vârf, trebuie să treci prin pădurea Jiao, Kim Jiao. Kim Jiao, pădurea Kim Jiao. Da, e forest. Bun, mergem la motocicletă, mergem să vedem ce face țestoasa și ne întoarcem înapoi în oraș. Ne-a cam epuizat un pic traseul ăsta, cred că am îmbătrânit noi. Lipsa de mișcare se numește. Lipsa de mișcare, îmi tremură picioarele, să fiu sincer. Dar m-a bucurat așa traseul, am făcut și noi un pic de mișcare. Foarte frumos a fost traseul și spectaculos când am ajuns în top, în vârf. Și am văzut toate vârfurile alea așa pline de mister. Foaia, a meritat tot efortul. A meritat tot efortul și toți banii. Am plătit undeva la $3 biletul de intrare. 3 euro, să spun așa, biletul de intrare. Bă, că se construiește aici. Fac ăștia un guest house sau ce fac? Niște căbănuțe. Interesant, o să fie ceva frumos aici. S-a mai dezvoltat Cat Ba de când am fost eu. Acum 7 sau 8 ani am fost în Cat Ba și am ajuns până la punctul de intrare spre Parcul Național, dar nu era cu taxă de intrare, era o pustietate totală. Nici măcar nu știu dacă exista traseul pe care l-am făcut astăzi. Știu că am venit puțin, am mers pe jos și am zis, atât, n-am chef. Băgăm o pizza? 4 formaggi? Merităm o pizza? Merităm, după tot efortul. Vule, bubuje, avem a... Sensua. Se pare că rămân fără din asta, fără benzină și m-am oprit aici pe insulă să alimentez. Mare diferență la preț, nu e, mamă, ce miroase benzină din asta. Am parcat și noi țestoasa aici, în grădina doamnei, cu cearșafuri. Doi stăm la hotelul ăsta și astăzi ne-am luat asta la noi ca să ne ținem căștile, cât am făcut trekkingul ăla.
Da, mi-a strâns ăsta lanțul și nu prea îmi place, parcă la deal face urât, nu știu, trebuie să mai merg la un mecanic să rezolv problema asta. Băi, am descoperit locul ăsta, Napoli Pizza, în Capua. E șmecher tare și are și vatră din aia acolo. Și face pizza pe vatră, ia uitați, are vita mai putură, șmecherie. O să stăm să mâncăm aici, bere ieftină, băgăm o pizza la cuptor, șmecherie. Cineva pizza pe aici? Știe cum se face o pizza bună? Ne-am luat așa, jumătate de pizza Napoli și jumătate de pizza Supreme, se numește. Nu am mai avut blue cheese aici și n-am putut să ne luăm 4 formagii pizza noastră preferată. Arată binișor, ce să zic. O bag acum în cuptor. Yeah, nice! Very nice, thank you! Come on! Asta este rezultatul. Napoli Pizza împreună cu, cum se numea? Am uitat. Supreme, da. Supreme Pizza cu Napoli Pizza. Frumos, arată bine. Arată pentru bine o pizza în Vietnam arată extraordinar de bine. La propriu, cred că cea mai bună pizza din Vietnam pe care am mâncat-o în Vietnam. Cred că a durat un minut să o mâncăm. Te linși pe degete. E foarte bun.